Steaua pentru mine înseamnă clubul practic unde am început gimnastica de la vârsta de 4 ani. Prima mea zi la Steaua a fost fascinantă pentru că am intrat în această bază și m-am oprit la sala de gimnastică și practic de acolo a pornit drumul meu către succes. Evident, cele două medalii olimpice de la Beijing în 2008 și 2012 Londra, dar să nu uităm și celelalte 7 medalii de aur cucerite la campionatele europene și titlul de vicecampioană mondială, plus restul de medalii pe care le-am dobândit de-a lungul timpului sub tricolorul României, dar și sub culorile clubului. Am învățat să mă responsabilizez, să fiu om, să muncesc și să fiu conștientă de ceea ce urmează să fie. În sportul de înaltă performanță trebuie să fii foarte cerebral și să ai performanțe de succes. Consider că asta m-a învățat pe mine încă de când am făcut primii pași în sala de gimnastică, m-au responsabilizat. Întrebați-le pe adversare aici, că cu siguranță putere. Steaua, la cât mai mulți ani glorioși!